frumoase, dar pur și simplu îmi fac datoria din această poziție de moderator de vă reaminti că banii pe care îi vom strânge toți astăzi seara aici vor fi donați Spitalului CFR. Vă mulțumesc, lectură plăcută, și vă încurajez și vă recomand din tot sufletul să iubiți măcar o dată în viață așa cum a iubit sau iubește sau va iubi Lucrețiu. O seară minunată! În momentul în care înveți foarte bine ce înseamnă pe de-o parte libertatea, dar accepti singurătatea, trebuie să apară ea. Trebuie să apară ea și numai ea. Și atunci ne-am adus aminte de o poveste foarte frumoasă pe care mi-a spus-o unul dintre profesorii mei din facultate. Într-un anumit moment, un sfânt trebuie să facă o perioadă lungă de timp naveta între rai și pământ și roagă pe Dumnezeu să-l lasă să ia câteva lucruri de pe pământ pentru această călătorie. Și Dumnezeu îi spune, ok, spune-mi, de ce ai nevoie? Păi aș avea nevoie de o carte, de o sticlă de vin și de o femeie. Răspunsul vine foarte rapid, e prea mult, e prea mult. Îți ofer femeia și îți ofer cartea. Doamne, lasă-mi femeia și lasă-mi sticla de vin. Îmi scriu singur cartea. Cam asta s-a întâmplat aici. În momentul în care fiecare dintre noi realizează că există, și sunt convins că există în viața fiecăruia dintre dumneavoastră, o persoană pe care o iubiți cu adevărat, pentru care poți merge până la geneză, atunci lucrurile se schimbă și atunci toate lucrurile astea trebuie spuse cumva. M-aș bucura tare mult ca ceea ce e aici să o considerați, dacă vreți, ca o declarație de dragostea mea pentru femeia pe care o iubesc, pe de-o parte, dar v-aș îndemna să fie declarația dumneavoastră pentru persoanele pe care le iubiți.